Embolia pulmonară sau tromboembolismul pulmonar reprezintă obstrucția unui vas, arteră pulmonară, de către un tromb provenit din sistemul venos. Cel mai adesea embolizează trombi proveniți din tromboflebita profundă de membre inferioare. Cea mai emboligenă este tromboflebita de membru pelvin. În ordinea descrescătoare a frecvenței este și tromboza de vena cavă inferioară sau tromboza din cordul drept. Este cea mai frecventă boală letală pulmonară. Este o urgență medicală, este o afecțiune care apare în strânsă corelație cu tromboza venoasă profundă și care are aceiași factori de risc. Pacienți imobilizați la pat, pacienți cu neoplazii, pacienți cu intervenții chirurgicale, ortopedice, de bazin sau femur. Este o afecțiune care se caracterizează printr-un polimorfism de simptomatologie, care este dat de faptul că dacă acest trombus este foarte mare, se poate întâmpla o embolie pulmonară masivă și atunci, din păcate, singura manifestare a acestei afecțiuni este moartea subită. Dar de cele mai multe ori, embolia pulmonară este repetitivă, este cu trombi mai mici și atunci simptomatologia este determinată de o durere toracică violentă, care seamănă cu durerea din infarctul miocardic acut, ca și gravitate, și se însoțește obligatoriu de o respirație grea, dispneă. De multe ori însă, respirația grea este mult mai importantă decât durerea și pacientul o remarcă doar pe aceasta. Un alt tip de debut al tromboembolismului pulmonar reprezintă sincopa, adică pierderea stării de conștiință. Și pacientul ajunge la spital pentru asta. Dar există și debuturi atipice de embolie pulmonară, cum ar fi episoade de respirație grea repetate, însoțite de desaturare, sau mici hemoptizii, expectorații cu sânge. Prezentarea la medic este obligatorie, diagnosticul se pune pe suspiciunea clinică plus confirmare paraclinică dată de modificările electrocardiografice care nu sunt patognomonice, modificările radiologice și cel mai important, confirmarea se face printr-un examen computer tomograf. În ultimul timp se folosește foarte frecvent pentru orientarea asupra acestei afecțiuni folosirea unui test paraclinic biologic, se cheamă D-dimer. Tratamentul anticoagulant se inițiază în spital. Este foarte important ca să se inițieze cât mai repede cu putință de la diagnostic pentru a se putea obține o restituție ad integrum și o vindecare completă după această afecțiune.